cel mai medaliat sportiv din istoria României și pentru asta meriți toate felicitările. Dacă vorbești de oricând, nu poți să intri pe stel. Oricând, la orice oră din zi și din noapte, felicitări pentru tot ce faci în sportul, românesc. Și mulțumesc foarte mult că ne putem vedea. Dacă lui Liviu îi cade părul, vă ție îți friește. Da, dar eu am aruncat părul ăsta de mi l-am tuns. Cred că l-a găsit Mariander și l-a pus în cap. Mă, salutare, dragilor, salutare, Dane, Liviu, Andrei. De pe Marian. Bine ai revenit. Ce faci, Marian? Celor care vă urmăresc. Ce faci? Trebuia să te pregătești în momentul ăsta pentru Tokyo. Exact. Sunt de vreo 6 săptămâni autoizolat la domiciliu. N-am putut să mă tund online, așa că asta e tot ce... Și l-am dat pe spate părul acum. Mariane, te felicit. Poate face o trupă punk. Te vă dați seama cum arăta, vă dați seama cum arăta Liviu dacă s-a tuns și așa a găsit... Mariane, eu vreau pe scurt să te felicit și să spun că vorbeam cu nevastă mea înainte să vin aici, că ești fabulos în continuare, ești la olimpiade și particip și ce te vorbești, antrenezi. Ce vorbești? 38 de ani ești nebun. Senzațional. Mă, senzațional. Spun, merită felicitări la orice moment. Fac 40 anul ăsta, Dane. 40, am uite, vrut, na, 39, 40, că știam, eu așa știam că 38, 39. Mi-a zis poliția acasă că e 4, dar n-am vrut mulți să înainte. Să nu fie... Și ce se întâmplă, Mariana, acum? Mă simt că... ca la 20 de ani, ori 2, adică... Bravo, mă, ești fabulos. Asta, am vrut să, asta vreau să te întreb, dacă la anul crezi că o să poți după atâta pauză, la vârsta asta, pauzele contează. Și tu știi foarte bine, Dumnezeu, oricine nu face sport. Nu sunt în pauză, fac mai mult antrenament. A, tu faci, poți să faci și... În perioada asta, pentru că pe lângă... Am văzut pe scaune, în cap, în mâine. Asta zic, poți să faci la modul profesionist sau faci așa însăilat? În perioada asta am structurat un plan de pregătire împreună cu antrenorul, colectivul tehnic, Comitetul Olimpic, Federația, toți cei implicați. Da. Și încercăm în perioada asta să ne menținem tonus muscular, să ne menținem flexibilitatea, greutatea, astfel încât după această pandemie să nu începem pregătirea chiar de la zero, să ne revenim cu mult mai repede. În momentul de față, toate lucrurile astea s-au amânat, așa că, cu siguranță, prima competiție după această pandemie va fi la cel puțin 2 luni distanță, așa că vom avea timp suficient. Corect. O dacă vrei... spus și cu acea olimpiadă care s-a amânat pentru anul, așa că vom avea timp suficient astfel încât să ajungem acolo într-o formă mai gândesc bună. Că pregătirea, în primul rând, pentru olimpiadă, adică ăla e țelul suprem, nu? Să fii din nou la o olimpiadă. Restul concursurilor... Am mai avut și un... De fapt, ar fi trebuit să fie la sfârșitul mai campionat european. S-a amânat, da, nu zic că nu sunt importante, dar poate... olimpiada e cea mai și importantă. Și dacă vrei pentru musculatură, îți dă Dorian, are niște pastile, te face bombardier. Te face mi-e frică să nu-i crească mai mare dacă părul. Dacă te mușcă țânțarul, se face vrăbiuță până dimineață, stai liniștit, deci nu e. Da. Ce? Și cum spuneam, pe lângă planul de pregătire pe care l-am, așa, cu elemente și... exerciții specifice din gimnastică la domiciliu. Intru în fiecare zi în live pe pagina mea de Facebook Marian Drăgulescu Oficial. Foarte tare. Și sunt antrenorul personal al celor care sunt izolați la domiciliu și vin cu alternativa de a face mișcare acasă. Pentru mișcare, nu pentru păr. Nu știam ce sfaturile dai, credeam. Hai bine, domne, că nu e... Și vorba lui Cătălin, ce a zis toate lucrurile astea serioase, da, cu peruca ta. Peruca aia, deci nu puteam să mă uit, mai bine l-ascultam. Deci dacă apare Mila și spune că trebuie să mai stăm 6 ori în casă cu o perucă de asta... Eu te-aș lua cu peruca ta să prezinți următoarea ordonanță militară. Deci, ca să înțeleagă și toată lumea, și păr mă închidem despre pagina mea Facebook. Intră cu mine în acel live pe pagina mea de Facebook persoane cu vârste cuprinse între 5 ani și peste 60 de ani. Foarte. Am un tip de antrenament, un program făcut special ca cât mai mulți dintre cei care sunt acasă la domiciliu să facă acest antrenament alături cu mine. Foarte. Nu sunt exerciții extrem de grele, dificile. Și ai o oră anume la care intri? Te referi la ăla când stăteai în mâini pe scaune? Da. Cum intră? Cum află? Anunți tu programul sau cum e acolo? În fiecare zi, la ora 12.30, dar în fiecare zi. În fiecare zi la 12.30. Pe pagina mea de Facebook, dacă... Foarte tare. Cei care doresc, dacă intră pe pagina mea și dau un like, vor fi notificați în fiecare zi la 12.30. Vor fi notificat și amendați conform. Hai să mă tumbă, nu, arată, vrei să spun ceva? Și like, arăți foarte bine cu părul așa, mi-aduce aminte de Dolănescu.
vând. Deci e superb, nu-ți mai pune peruca aia, că arăți foarte bine. Ziceai de hai profi. Să, hai să vorbim și așa cu Dolănescu un pic așa. Am și antrenamente profi pentru cei care vor antrenamente mai intense pe canalul meu de YouTube. Marian Drăgulescu Channel. A, ce am văzut, era pe YouTube, mă. Vă provoc pe voi ăștia, sportivilor, da? Dorian, fii atent. Dacă intri pe canalul meu... Mie-mi e frică să mă antrenez cu tine, zbier de jumătate de oră în microfonul ăsta și nu mă aude nimeni, că te-am văzut stând în mâini pe niște scaune, ferească Dumnezeu! Niște scaune fără picior! Bonsule, știi ce făcea din alea așa să mă arăgea sără? Nu, nu! Hai mă, că e distracție, fani! E distracție! Hai, apropo de distracție, Mariane, zi-mi cum te uiți acum la imaginile astea în care regăsești fosta ta soție cu limbajul ei atât de cristalin unde? Și de plăcut. Nu vreau să discut foarte, foarte mult pe acest subiect. Mă rog, dar de ce? Că noi vrem! Dar noi vrem! Dar de ce? Stai mă, Mariane! Noi vrem! Marian e mult prea bun, mă, de aia s-au și întâmplat lucrurile astea. El e mult prea dulce. Mă, Mariane, ne-ai stricat toată seara, pe bune! Nu, Cred că se întrerupe transmisiunea. Da, da. Nu te mai vedem, nu te mai auzim. Altceva, da. Vreau să te întreb altceva. Deci, crezi că e unul dintre, nu știu, sau una dintre cele mai frumoase emisiuni din câte am văzut și la așa câte am participat. Sincer, totul e live, totul e pe bune. Dar crezi că ce a urmat, Mariane, se datorează situațiilor de acolo? Adică la voi chiar s-a degradat în Asia relația? Sau s-ar fi rupt oricum? Nu neapărat, dar... Atât a fost să fie. Nu, pentru că este, poate fi un exemplu pentru viitoarele cupluri. Cât a durat ea, după care lucrurile n-au mai funcționat, așa că fiecare ne-am văzut de drumul nostru. Da, mi se pare corect. Vorbim în continuare, am rămas prieteni, dar... Știu că aveți o relație civilizată în continuare. Întrebarea e la cine să ne așteptăm pe viitor din sezonul 2 și 3? Asta spune. Dacă e cu efect retard, vezi? Lui Liviu a căzut părul după 3 ani? Da, bă, niciun păr, hai să vorbim serios. Da. Bă, sunt gelos pe Liviu, bă, unde te-ai dus, mă, în izolare? Baie. În baie, bun răspuns. Zi, Liviule, ia-te. În baie pentru întuneric. Zi ceva, serios. Păi am două variante, ori la zero cu lama, ori... Corect. Și mi-e frică la zero, adică... Da, de ce, mă, să nu mai recunoaște. Frică? Uite, bă, că nu e chiar atât de rău. Ia-o ușor, așa. Bă, vreți să facem un challenge acum pentru toți care suntem în direct acum? Care se tunde mai repede. Deci fiți atenți. Dacă pe 15 mai se dă prelungire, ne radem toți bine la voi. Na. Clar. Da, da, să ne radem. Stai bă, așa că eu scoai mei, vestem 3 contra 3. Bă, pe roșii mei, ne radem mă cu lama. Auzi, dacă se dă prelungire pe 15. Dar ia fiți atenți, da, poate e o chestie. O să zică că se prelungește și pe 2 zile ce ne-am răzgândit. Ieșiți. Îl lipești cu sus. Mamă, dar aici la voi vorbește toată lumea, nu se înțelege, zici că ești pe aplicația aia Zoom. Ne radem toți ăștia care ne radem, ne tundem toți ăștia care suntem pe ecran, inclusiv și doamna. Da. Stai că pe doamna acum o salut. Dragilor, voi oricum m-ați luat de la programul meu. Puneați că mă... Ia uite-l cum se scoate, finuț! 13. Bine, mă, că... La 12 era ora... Trecutul de 12, așa că corect. Eu o să mă duc la nani. Pentru dragi, medaliile pe care le aduci în țară, te iertăm. Poate... Mariane, pentru asta te iertăm, acceptăm scuza ta, deși ar fi fost frumos să vedem dacă într-adevăr vă înțelegeți în continuare. Eu știu că vă înțelegeți. Lăsați-mă omul în parte. Ne putem înțelege în particular la televizor și toată spuneam, e destul de târziu pentru mine. Bine, Mariane, fugi, mulțumim. Te pupăm, Marian, și baftă multă. Te pupăm, pa! Ținem pumnii, vină cu medalii. Contăm pe tine să mai auzim imnul la Olimpiadă. Că așa multe speranțe nu prea avem.